Anul școlar se apropie de final, dar peste 1000 de școli n-au primit nici până acum laptele, cornul sau merele promise de autorități. Responsabilii aruncă vina pe birocrație, pe criza sanitară și pe prețurile în creștere și spun că de anul viitor copiii vor primi din nou gustarea care ar trebui să ajute la combaterea abandonului școlar. Înainte de criza sanitară, primăriile erau cele care se ocupau de licitațiile pentru alegerea distribuitorului de lapte și corn în școli. Între timp, responsabilitatea a fost pasată, în mare parte, consiliilor județene. Cam toate procedurile de achiziție sunt complicate la noi în țară și probabil acesta fiind un program pe bani europeni. Majoritatea noastră a primarilor ne-am prevalat de acest drept de a încredința Consiliul Județean procedura de achiziție. Nu avem pentru că a fost și pe timpul pandemiei, iar investiția, achiziția am predat-o la Consiliul Județean. În Bihor, 9 comune și un oraș au încercat singure să găsească furnizori printre producătorii locali. Pentru restul, Consiliul Județean a semnat contracte cu aproximativ o lună înainte de vacanța mare. Potrivit responsabililor, valoarea contractelor este mică, în condițiile în care prețurile produselor au crescut. Pentru acest an, suma maximă acordată pentru un elev este de 2 lei și 5 bani. Ați primit anul ăsta lapte și corn? Nu. Nu am primit. Banii sunt puțini, brutăriile nu se încadrează. Undeva 50 de bani pentru un corn. Nici apa și sarea, nu? 50 de bani acum. Aproximativ 2900 de școli din peste 14600 de localități din toată țara nu au primit gustarea în primul semestru. Mai mult de 1200 nici în semestrul al doilea. De pildă, până pe 6 mai, elevii din Gorj, Călăraș, Ilfov și București, cu excepția sectorului 2, nu au primit lapte și corn, potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, care se ocupă de program. Majoritatea cei care au continuat au avut contracte vechi, chiar știu județe care au suspendat distribuirea pentru că datorită creșterii costului, unii producători au refuzat să mai livreze. Pentru anul școlar 2021-2022, valoarea programului a depășit 100 de milioane de euro, din care peste 17 milioane au fost de la Uniunea Europeană. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.